Există o tradiție extrem de frumoasă aici la Mănăstirea la Iezer, ca în fiecare duminică și în sărbători, maicile să pregătească bucate sănătoase pentru toți credincioșii, pentru toți pelerinii care vin să ia binecuvântare și har de la Sfântul Antonie. Maica Teodora ne așteaptă în bucătăria mănăstirii să ne arate ce pregătește pentru pelerinii care vor veni astăzi aici. Haideți să vedem! Bine ați venit la Mănăstirea Iezer. V-am așteptat să veniți la noi și cu ajutorul Dumnezeu vom găti împreună. Și dacă va fi de folos și altor credincioși, noi ne bucurăm. Înainte să începem lucrul, bine ar fi să facem o rugăciune înaintea Maicii Domnului și chemăm ajutorul Maicii Domnului și a Sfântului Eufrosin Bucătarul și a Sfântului Antonie ca să ne binecuvânteze. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Iată un prim secret al reușitei. O rugăciune curată, hrană a sufletului, pentru o mâncare sănătoasă și gustoasă, hrană a trupului. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului așadar, cu binecuvântarea Sfântului Antonie, ocrotitorul schitului și a Sfântului Eufrosin, bucătarul, cu munca și cu rugăciunile maicilor și mai ales cu întrebările sau curiozitățile noastre, s-a pornit în cuhnia schitului o hrană ca la carte. Ciorbă de post bogată în zarzavaturi și deci în vitamine și o musaca de cartofi cu ciuperci, ghebe, de aici, din pădurile Sfântului Antonie. Ceapă, țelină și păstârnac, morcovi, varză și cartofi, ardei gras pentru culoare și belșug de zarzavat din conservele puse de cuiarnă de maici în cămările mănăstirii. Toate înnecate în zeamă de varză și apoi îmbogățite cu mult pătrunjel verde. Asta pentru ciorba de zarzavat. Cât despre musacaua de cartofi cu ghebe, lucrurile sunt și mai delicioase. Și asta pentru că Maica Teodora, după ce a călit ceapa și morcovul în puțin ulei și apă clocotită, să nu cadă greu la stomac, a adăugat ghebe opărite și tocate, le-a condimentat cu mult cimbru și piper, iar apoi le-a înnăbușit pe toate în bulionul adus tot de pe rafturile cămării. O compoziție care și-a găsit perfect locul între straturile de cartofi fierți. Până aici nimic spectaculos, rețete de mâncăruri sănătoase. Ceva însă face diferența. Toate sunt împănate cu învățături și sfaturi ziditoare. Că doar suntem în cuhnia unei mănăstiri. Așadar, doamnelor și domnilor, o mâncare extrem de sănătoasă, foarte gustoasă, făcută de maici aici la Schitul Iezer cu mult suflet, cu multă dăruire și mai ales cu multă rugăciune. O hrană ca la carte, Cartea Sfântă.